Cercetătorii britanici au calculat că probabilitatea de a te prezenta tu pe tine într-o emisiune de televiziune este de 0,03%. Ridic un pic procentul și introduc gazda să mă prezinte. Aplauze pentru Mihai Bobonete! Bună seara, bună seara și bine ați venit la o nouă emisiune pe bune, o nouă ediție, un nou episod. În seara asta o să vă dăm răspunsuri la întrebări pe care tot noi le punem și voi o să zâmbiți cu siguranță, pentru că invitații noștri se pricep foarte bine la a aduce buna dispoziție în platou și în viețile noastre. Așadar, Cosmin Apăsărin și George Vintilă sunt cei doi invitați ai noștri. Cosmina, bineînțeles că face echipă cu Cosmin, că n-aveam cum să îi punem altfel. Da. Iar George face echipă cu Constantin Diță, capitanii noștri de echipă de fiecare dată aici la emisiune. Mă mir că ne mai ții. George și Costi, voi aveți 42 de susținători în gradenă pentru emisiunea asta. Bravo. Voi aveți 43. Ok. 43 de susținători la voi. Unul mai mult, dar unul face diferența. Ce trebuie să știți, că și acasă aveți susținători, pentru că în momentul ăsta pe pebune.protv.ro sunt oameni acasă care participă în direct la emisiunea noastră, dau răspunsuri, câștigă premii, ceea ce o să vă facă să înțelegeți că este susținuți la greu. Astea sunt regulile, simplu, avem 12 domenii, uitați-le aici. Să le vedem. Astăzi jucăm așa, dar vin și plec. Ța-ța-ța din satelit în freză. Voie și nevoie, adio, maternitate, pic-pic, ce-i asta, încă una vă rog, unde dai și domeniul surpriză. Bun. Nu trebuie să alegem. Noi alegem. Păi dacă avem cu un număr. Unde, bun, unde dăm? Unde dați? Unde dai cu... Aleg eu sau alegi tu? Am luat deja, unde unul dai? Dintre voi. Unde dai? Eu eram aici. Bine, eu fac niște... Unde dai? Jucăm unde dai. Nu înțelege nimeni. Ia să vedem unde dai și unde crapă, Cosmin. Da, atenție. Conform unui studiu realizat de Kinsey Institute, persoanele cu ochii verzi au în medie cele mai lungi relații. Nu e adevărat. Sau stângacii preferă partenerii mai plinuți, iar dreptacii pe cei mai supli. Sau persoanele care folosesc mai multe emoticoane fac mai mult sex. Nu pot să cred așa ceva. Du-te, bă, de aici, bă. Păi iau deja, eu cred că persoanele care folosesc multe emoticoane nu prea fac sex. De ce? Pentru că stau mult pe telefon și nu se bucură de viață. Dacă bagi un emoticon, e mai simplu decât să scrii. Și atunci ai mai mult timp să faci sex. Dragă, pe mine nu mă impresionează emoticoanele, te pupa. Am înțeles. Deci varianta ce? Nu cred. Nu. Eu acum, pe de altă parte, au ăsta pot să ți-l desfințez. Ce culoare sunt ochii tăi? Aproape roșii de la nesom, dar verzi. Dar verzi. Și au în medie cele mai lungi relații. Ce legătură are ochiul, mai ales cu ochii verzi, niciodată să nu-i crezi? Deci ochii verzi niciodată să nu-i crezi și tocmai de aceea nu au relații lungi. Nu se leagă. Nu-i crezi, e clar că sunt niște nenorociți, nu stau în relații. Stângacii preferă parteneri mai plinuți. La mine e clară treaba, nevastă mai stângace. A, bravo. Nu spun eu că sunt plinuți, doar Păi nu, eu zic să alegem varianta B. Stai. Oricum sunt mai mulți dreptaci în lumea asta. Păi aia. Și ce fac plinuții care, știi? Stau cu stângacii. Stau cu stângacii. Asta cu emoticoanele, ce puteți să vă gândiți și la voi? Cam care e viața voastră sexuală de când folosiți emoticoanele? Dezastru. Dezastru? Păi nu, tu ai zis că preferi să scrii. Păi prefer să mă întâlnesc, nu să stau să primesc emoji pe telefon. Păi nu, mai încercam să găsesc o logică. Nu, tocmai, nu ne-am înțeles. Facem ușor logic, adică cam cât sex care faci în ultima perioadă de când folosești emoticoane, că toți folosim emoticoane. Mamă, rup de când folosești. Detalii picante din viață. Păi da, acum. Și sunt oameni care, în general, petrec mult timp online și, practic, ignoră viața offline. Da, și nu online există viața sexuală. Dar nu e la fel ca cea din offline. Nu e, dar poate ajută dreptaci. Deci tu zici să mergem pe B. Eu asta zic. Asta facem. Pare a fi un studiu nașa foarte ciudat. Nașul pentru că e stângace. Să mergem vedem. Pe mâna dacă lui Bobonete, ia. Unde dai? Răspunsul corect este... Emoticoanele au apărut în viața noastră pentru a transmite mai clar stările emoționale când comunicăm virtual. De exemplu, mesajul te urăsc fără niciun emoticon e de rău. Dar dacă e urmat de un smiley jucăuș, e de-a dreptul dulce. Un studiu realizat de Kinsey Institute arată că ele sunt asociate mai des cu primele întâlniri amoroase, o viață sexuală intensă și cu tot felul de alte obrăznicii, iar excesul de emoticoane din mesaje se mută adesea în dormitor. Of, tinerețea! Față tristă, lacrimă!
Am stat, am așteptat. Concluzia mea este că liniștit, eu trăiesc degeaba. George! E șarpe. La pe bune ca la cazinotele, să stai să vezi deci în ce știu asta de la psiholog. Psihologul spune așa, că atunci când îți dorești să faci mai mult sex în cuplu, trebuie să-i transmiți, da? Că da, dai vrei semnale. Dar nu-i zici, aș vrea să fac mai mult sex. Dai semnale. Asta sunt cele mai bune. În timpul zilei, mai dai câte o inimioară, câte o nu știu ce. Mai ca seara să... Nu știu, dacă nu știu, ea zice, nu dacă ea vrea așa să doarmă seara. Și zice, a, mă, pe bune seara, da, zici, păi nu te-am anunțat, măi, nene, câte inimioare ți-am dat. Ți-am trimis șarpele ăla. Ți-am trimis șarpele. Hai să vedem, George și Costi, voi ce vreți să jucăm? O să-i blochez pe toți cei care îmi trimit pic, pic, multe emoticoane. Pic, pic. Jucăm pic, pic. Dacă nu curge, pic. E bine, e bine, păstrează-ți optimismul. În India, pentru a chema ploaia și a-l mulțumi pe zeul ploii, da, se organizează o nuntă între două broaște sau se îmbăiază o vacă în propriul lapte colectat timp de 3 zile sau se extrage veninul din 10 cobre și se arde într-o candelă până se evaporă. Fuh. Și de acolo nori, tată, să te ții. Să vezi nuntă ploaia, între două broaște, dar de unde știi care varianta paparudelor la noi? Ar fi destul de logicau. Știi cumva te gândești că ele stau într-un mediu umed, apă, pe lângă apă, deci atunci e logic. Dacă vrei ploaie, e frumos două broaște. Zeul ploii vede. Aruncă ea buchetul pe spate, vezi cine prinde din lac. Aruncă și nu fărul pe spate. Anul următor mergi mai departe. Costi. Sau cine bagă buchetul, îl ia de la suprafață și îl dispare cu exact, el. Broasca, broasca aruncă nu fărul pe spate. Scufundătoare. Exact, aruncă nu fărul pe spate. Broasca scufundătoare. Bă, nu știu ce să zic de asta, dar vedem acum. Cine e zeul ploii? Fiul ploii. Fiul ploii. Da, s-ar putea să fie o broască, știi? Să știi. Dar diferă de la stat la stat, e cumva generalizat în India, nu știu ce să zic. Da, știu, dar bine, și mai beu la, cum e. Mai e pe la umezeală, mai pe la... trei zile. Dar la B, cât lapte poate să dea o vacă? Să... Știu de la fermă, o vacă dă cam 10 litri pe zi. Deci asta înseamnă 30 de litri 30 ca să poți să o îmbăiezi. E bine. E bine 30 de litri. Cu burentele 30 frumos, 30 ai plecat cu laptele, e bine. E treabă, dar nu știu treaba laptele. Cu vaca, și vaca cu animal sfânt în India? Știu, dar ce treabă are cu ploaia? Păi, dar ce treabă, avem noi cu indienii dacă se adevărat, adevărat și aici, ai dreptate. Se extrage veninul din 10 cobre și se arde într-o candelă până se evaporă. Da, dai seama câți au murit până au murit cobra. E cobra o apeși pe cap? Da. E ca la o vacă. Mă gândesc dacă funcționează. Poate aburul ăla care dă drum la veninul care se duce în aer. Nu mă gândesc dacă arde, știi, veninul. Veninul? Alălă. Arde pălinca și nu arde veninul. Îi pui ceva de desubt să se evapore, că zice că se evaporă, nu știu dacă arde. Se arde în candelă până... Doamne ferește să lași candela aia în cameră. Îți dai seama? Dar o fi aromat? Nu știu, mă gândesc. Miroase a moarte așa da, în cameră. Da, miroase a moarte, da. Știi, băi, e pentru dăm ploaie. Dăm la venind de ea, nu la venind de da, da. Am pus pentru ploaie, au murit toți. Alegeți o variantă băi, pentru știu prima întrebare a voastră. Aș lua pe asta cu broscuțele. Și mie îmi place aia. Ai merge pe broscuțe? Eu am așa, nu știu, broscuțe simpatice, nu știu dacă are vreo legătură, s-ar putea să vorbesc prostii. Sună periculos ceu, sună... dar acum hai să... Că asta cu broscuțele e simpatică, nu? Că m-ai întors acum cu sună periculos ăsta. Da, da, da. Au, e mai normală ce da, un sună periculos. Da, broscuțe, care are, care n-are, bă, care e marcatoare. Poți să spun bă, eu, să aleg eu? Broscuțe, bă. Varianta B, calea de mijloc. Da? Da, da, e așa. Da. Trebuie să alegem calea de mijloc. Care de ați luat B-ul și răspunsul corect. Mulțumim frumos. Mare drag. După cum bine știți, vaca e sfântă în India. Să îmbăiezi o vacă în laptele pe care ți l-a oferit, s-ar putea să fie considerat o blasfemie și să fii pedepsit. Veninul evaporat nu te ajută, oricât de mult ți-ai dori. Dar dacă vrei cu adevărat să plouă, căsătorești două broaște între ele și zeul picăturilor își va întoarce privirea spre fericitul eveniment și îl va cinsti cu o ploaie. Ba anul trecut s-a produs și un divorț între broaște, pentru că deja ploua prea mult. Dar ți-a plăcut, Cosmin, cum i-am sabotat? Da, mă, tu acum o calea de mijloc nu e întotdeauna. Ați început furtunos, 0 lei la fiecare. Hai să vedem. Suntem bine, suntem bine. Cosmina și Cosmin. Adio! Adio! Și n-am cuvinte. Visul frumos s-a terminat. Bravo, corect. Nu știam de unde e melodia. Adio! Gata, scuze. Bun. Dacă o persoană fără familie și fără prieteni moare în Amsterdam, atunci, A... Primăria angajează celebrul trio de bocitoare Lăcrămioara, originar din România. În niciun caz, poți să ștergi varianta B, asta. Un poet va compune o poezie și o va recita la mormântare. Sau C, sunt plătiți câțiva actori pentru a juca rolul rudelor nu la biserică. Ce frumos! Băi, se pare okay. Băi, ca actor în Amsterdam nu mor de foame. Prins da, 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 speranța că mor mai mulți.
Cosmine, ce faci, mă, în seara asta? Am un rol tată. Am prins rolul tatălui. Da, am prins rolul fiului. Fratelui. Da, fratelui. Actor. Și dacă sufletul se ridică deasupra trupului și mai stă 40 de nu știu câte zile cum e la noi, zile. Să vezi o adunare de-asta, să vezi pe Cosmin care e actor, cum ar fi să crezi? Bă, stai... Frate meu, mă? Bă, și a murit ca eu n-am știut că ăsta e frate meu toată viața mea. Auzi, bă, dar de ce nu vorbește olandeză? Da. Că eu dai bă, stai tata, mă, nu credeam așa ceva că arșinele tata. Ia uite-l, mă, uite, s-a dus la arșinele. Păi da, mă, că a prins un rol acolo normal. De bătrân care plânge el acolo pe lângă Cociu. Mie îmi place asta cu actorii, deocamdată sunt aici. Asta cu Beu, un poet, va compune o poezie și o va recita tot el. La e frumos, asta e frumos. Eu cred că asta e varianta. Da, da, asta e așa prea cu minte. Nu știi. Băi, da, la Amsterdam e pe chill treaba, pe liniște. Vine un băiat care spune, ai murit, îmi pare rău. Mulți se trezesc că e Amsterdam, știi? Dar au... Un poet. Au! Eu le văd pe doamnele cum pleacă cu avionul. Băi, vin prin recomandări, e clară treaba. Ați dat un telefon, băi, a fost spectacol la mormântare, frate, aici în România. Au plâns, au plâns. Frumos, tare, bă, să te dea cu capul de cruce. Frumos, tare! Dar știi ce e mișto? Că la Bocitoare, în mod normal, știi... Cam știi ce despre el. Da. Că e așa, cum făceai tu, da, cum alergai tu. Cum merg în general. Nu merg în general. De multe ori face un scurs generale. CV. Da, ai, trimite un CV. Trimit CV-ul către ansamblul Lăcrămioara. Păi dacă tu spui ce ochi frumoși aveai... Da, că acum iar are închiși oricum nu vede nimeni. Adică, pe bune. Dar eu, ce-ul ăsta e cel mai frumos, nu? Știu că tu ai alege calea de mijloc. Se pare că nebunie să angajeze actorii care să joace rolul rudelor. E posibil acolo. Dar e posibil, adică... Hai să luăm o variantă. Gata. Varianta ce? Da, sunt de acord, s-a luat. Varianta corectă, la domeniul Adio, este? Este. Dacă ești un bătrânel tailandez flirtăcios până în ceasul cel de pe urmă, rudele ți-ar putea oferi la mormântare un spectacol erotic de pomină. Pardon, de pomană. Cu stripteoze dansând languros lângă copârșeu. Dar dacă nu ai rude, dacă nu ai pe nimeni, hei bine, la asta s-au gândit niște oameni buni în Amsterdam, care le oferă pe ultimul drum, celor fără rude și prieteni, o melodie, un poem personalizat, flori și o lacrimă din partea casei. Măi, Cosmin, mă, ți-am zis, Cosmina. Mă, că varianta B era așa corectă. Ne îndreptăm vertiginos către dezastru. M-am zero luat după acolo. Cosmin când hai, eu am venit gheața, setată să ceva, aleg ce varianta de mijloc. Ce vrei tu, ce vrei tu? Ca să fie așa, cu picioarele pe pământ, din satelit. Din satelit? Din satelit. Îți dai seama că o să ne lovească cu ceva. Atenție! Pentru a cartografia deșertul Liwa din Emiratele Arabe Unite, Google a folosit A. 500 de membri ai unui trib de toaregi. B. Doi ogari afgani care primeau comenzi de la distanță prin căști. Sau C. O cămilă. Clar. Direct ai dus la cămilă. Cine a dat-o din satelit? 500 de membri ai unui trib de toaregi. Da, mă, păi ăștia sunt, ăștia sunt așa stăi acolo. Șefii toaregi. Deșertului. Le-a dat drumul. Și băieții? A avut un maraton de asta. Le-a zis, start! Le-a îmbrăcat în maieuri, în pantaloni scurți. Le-a dat scurt, camera sus, băieți! Da, și camera sus. S-au întors să reproducă dunele. Au venit, au zis, nu mai contează. Cine a câștigat? Tu, oricare dintre voi, dați alea camerele, descărcăm cardurile, avem deșert. Beu, doi ogari afgani care primau comenzi de la distanță prin căști. Căști, da. Au niște galeri. Stai! Stânga! Stai! Dreapta! Stânga! Băi, nu văd. Dar asta cu C, o cămilă. O cămilă. Dar poate ca o cămilă care asta face ea, e o cămilă veche, da, o cămilă legendară, veche. Care asta face, cartografiază în Emirat. Da. Și au sunat-o, are și agent. Ce face? Astăzi nu poate că e prin Dubai pe acolo, Georgiana o cheamă. Da. Vorbim de Google și aici e folosit o cămilă și aici două ogari. Crezi că doar atâția bani au băgat, nu știu. Depinde de skill-urile, da, care exact. Le-au. Au mers super ieftin, mă, e deșert, mă. Dacă voi ați fi de la Google și eu aș veni cu oferta. Da. Voi veniți la mine, la... Domnule, da, știu, am înțeles ce vreți să faceți. Am cartografia. Cămila asta în spate. Am varianta asta cu 500 de băieți care sunt pregătiți. Ia uite, îmbrăcați la maieuri, da, frumos, Adidas, bandană de aia pe cap. Doi. Băi, am și pe ăștia. Ogare, ascultă prin cască, domnule, pun de asta de comunicare, da, și doar le zic stânga-dreapta. Și mai e și ce, uitați-vă în spatele dumneavoastră, Cămila care doarme. Da. Asta o să, rupe. Nu, în varianta asta o să dureze. O să dureze, dar asta aproape vă dăm gratis. Ce ați dua? Voi dacă ați fi experți Google. Au, zic. Îi dăm așa? Tuaregii. Sau să luăm au. Hai să vedem. Din satelit, răspunsul corect.
Google Street View lucrează cu siguranță cu ultimile tehnologii atunci când vine vorba despre cartografiere, dar tehnologia cu ogari afgani, cibernatizați, e încă SF. Echipa de 500 de toaregi este o variantă cu iz de credibilitate, doar că toaregii nu au treabă cu peninsula arabă. În realitate, Oaza, Liwa și deșertul care o înconjoară au fost cartografiate de o singură cămilă, în vârstă de 10 ani, pe nume Rafia. Cum o cheamă? Rafia. 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 De la plasă de Rafia. Dar rămâneți cu noi, o să ghicească cel puțin un răspuns corect. Băi, să sperăm. Măcar una, mă, să avem ce pare ea la final. Nu, da, mă, de ce? Hai să mergem la zero. Ce ai vrea? Ce vrei tu? Încă una, vă rog. Încă una, vă rog, jucăm. Cea mai tare bere din lume vine în recipiente din animale împăiate, gheață arctică sau lavă recoltată din vulcanul Galeras din Columbia. Băi, băiatule, băi, băi, Bobo, ce ai cu noi, mă? Ce cum băi, adică, mă? Cea mai tare cea bere? Cea mai tare bere. Cred că la tărie se referă, la, da, la concentrația de alcool. De cea mai tare. Da, care are vine recipiente de... Animale împăiate. Animale împăiate. Care să fie treaba... Că se păstrează tăria... Scomanzi acasă. E într-un fel. Vreau și eu o bere... E special. E special. Veverița. Veverița. Dai coada la o parte. Nu e la metru. Au zis, aduceți-mi și mie ziua mea, fac petrecere, 5 bursuci plini. Atunci bursucul vine invitat. Ce vrei să bei? Bere, da. Trece acolo, trage până la bursuc. Da, mă, nu. Vreau pe la cochi albaștri. Da, știi ce vreau? Aia e nefiltrată. Eu vreau bere într-un scongs împăiat. Într-un scongs. Tragi de coadă. Tragi de coadă. Și curge tărie. Aia e șampanie pentru ora 12. Când... Da, la mulți ani! Băi, da, cine știe. Acum gheața arctică, cumva e și, mi se pare, ușor băbăgată noi când ai bere, trebuie să fie rece, rece, da. Apă pură. Da, trebuie să știți că gheața arctică are niște proprietăți. Nu știm. Vis-a-vis de hamei. Te-am ascultat puțin. Da, mă, gândește la gheața arctică și la hamei, pentru că e condensează, da, da, da. E vorba de... Eu am văzut ce... Nandrolonii din bere, dacă îi pui lângă neu... Da, mulțumim mult, numai gata, oprește-te, că după aia se supără ei, că ne-a ajuns prea mult. Gheața și lava nu-mi spune absolut, nu-mi spune de fapt variantele astea nimic. Dar animale împăiate cu veverița care... În asta cu vine asta berea. Asta zis alegem? Da, cea mai tare cea mai bere vine în, în veveriță. În veveriță împăiată. Eu asta aș doua, mă, din stan. În scongs. De ce, mă? De ce? Pe gheață, te duci tu așa, iară da. Beu. Hai că-s curioasă. Cosmina, vara, cald. Aia, bere, ia căldura rece. Aia. N-ai bea o veveriță. N-aș bea o veveriță. Bă, la noi se bea un țap. De ce n-ai bea o veveriță? În niciun caz. Bei un țap, dar nu bei o veveriță. Să bea o veveriță, am uitat. Păi da, hai să vedem răspunsul. Câte întrebări mai avem, că tare mi-e frică. Prima halbă din istoria umanității a fost căușul palmelor. Apoi, desigur, a apărut cea din piatră, de lemn, de lut, din fier și, în final, cea de sticlă. Și totuși, nu mai bem și noi altceva? Un pantof de damă e o variantă deja clasică. Dar ce ziceți de cea mai tare bere din lume, BrewDog, care se laudă a fi singurul brand de lux de bere, Super Strong? Cele 12 exemplare ale ediției ultralimitate au venit îmbrăcate festiv în veverițe împăiate cu joben și smoking. Pe bune! Și totuși, nu mai bem și noi din altceva? Ce terminat! Bravo! Dar trebuie să vă recunosc sincer, eu am făcut voiceover-ul, dar jur că nu mai țin aminte asta. Deci mie mi s-a părut acum că spunem o prostie cu vericele, eu am uitat de asta. Da, nu era bine deloc ce se întâmplă acolo. Foarte o să mă duc joc. La toaletă. Se duce la toaletă. Unde se duce? La toaletă. Începe. Toaletă. Da. Se ridică. L-ați chemat pe Iurin Travel. Sunt aici pentru voi. Faceți pe mine. Și poate ești rățoaie de la spital. Băgați aici, fraților. Poate le facem roșilor de un bănuț azi. Hai mă, hai frate, hai să facem, frate. Crazy. Hai să fim nebuni. Am văzut spun puțin și tine, doamne, nevastă pe tine. Glumă. Ce e asta? Un instrument de tortură. Eu mi se pare că poate fie și o jucărie sexuală pentru ăștia care da, pe hard. Tot ce trebuie să facă un pui de dihor pentru a fi înfiat de o curcă. Mă, s-a plecat la muncă în Italia și am rămas fai stau. Băi, un dihor între... A, nu e dihor, mă, că uite piuie. Și mă, s-a proasta aia, e fratele vostru. Da. Seara. Hai să... Petre, da. Petre, zi. Haideți. În freză. În freză. În freză.
Asta e bună, e bună, viată-i, Costi. Da. Celebrul frizer fantomă din Mississippi. Bravo, mă, bine. Și-a câștigat renumele deoarece apărea deghizat pe platourile de filmare și distrugea coafurile vedetelor. B. Intra noaptea în casele oamenilor și îi tundea fără știrea lor. Ce tare, curvă. Sau a câștigat un premiu Oscar în 1976 pentru hairstyling, deși era oficial mort de 15 ani. Ce bine e ceu, băi. Toate-s bune. E bine, mă. Și era să întâlnești cu Peter O'Toole. Și Oscarul merge la... De când? 15 ani? Păi da, mă, i-a dat pe multe. Da, știi? Dar din nou, de ce nu mi-a zis nimeni? Da, știi, eu văd pe asta. Păi nu a sunat, n-a mai dat niciun semn de atât. Doamne ferește, vă, intră noaptea în casele oamenilor și tunde fără știrea lor. Asta e excelentă. Băi, 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 cum te trezești tu dimineața, zic... Ce? A, iar a venit fantoma. Ți-am zis să închizi alea, ți-am zis să bagi codul. Femeie, uite și tu cum arătăm amândoi. Ne-a terminat ăla, ne-a zăpăcit. Și-ți dai seama că l-au prins la un moment dat. Au venit cu poliția, mascați. L-au tuns și pe el. Da. N-am, mă, să vezi cum e. Și nu l-au prins după ce a tuns, l-au prins după ce a încercat să facă implant, că asta mai mulți. Da, la turci. Da, da. L-au arestat la Istanbul. Apărea deghizat. A, poate să fie au. Poate fi au, da. Da. Știi, pentru că el venea... Foile vedetelor. Venea... Este excelent. El spunea despre el că e angajat acolo, știi, venea deghizat. Toată lumea și-a dat, tund. Și le distrugea cu afuile. Ce-ai făcut, mă? Știi? Nu știe cine e asta, de aici vine fantomul. Că era deghizat. Deghizat. Sau nu, probabil în urma discuțiilor, cum adică cine m-a tuns? Venea actorul sau actrița sau... Da. Știi, ce, cum adică cine m-a tuns? M-a tuns... Unde e, mă? Unde? Băi, că a fost aici, Iurca, da. Știi, și tot ce era povestea. El tundea și după aia imediat îi dădea mustața. Să pierdea mulțime. Da, aici a fantom. B, e nebună, da. E dementă. Noaptea, el intră, deci e clar, deci bă, e ilegală. Deci A sau B? Da, dar mie B-ul mi se pare dement. Adică ăsta e, vine noaptea fantoma peste... Fantoma care vine, da. Da, fantoma. Ceu pentru întreaga activitate... Nu, pentru tata, pentru că, ce, poate, pentru că îi mulțumim că poate s-au le facem roșilor de un bănuț azi. Ia beu, frate, chiar dacă nu că vă, vreau să vă induc în eroare, dacă ați luat beu și răspunsul corect. Deși e ilegal. Se pare că fantomele apar prin autosugestie. Când suntem impresionați sau speriați de un spațiu cu un istoric dubios, simțurile noastre se acutizează și amplifică totul. Prin urmare, dacă te trezești dimineață, te duci în baie și observi că îți lipsește o șuviță de păr, e clar că te-a vizitat frizerul fantomă care i-a terorizat în 1942 și pe locuitorii din Pascagoula. Intrusul avea o bucurie greu de înțeles. Îi tundea pe proprietari în timp ce aceștia dormeau. Și primii bani au venit! Doamne ajută, bă, băiatule, bă! Bravo! Hei, hai! Voi. Ăsta n-avea clienți, mă, dar seama. Nu, era... dar cred că avea el o plăcere. Ce-i ce, ce asta? Ce-i asta? Asta, asta este o probă nouă. Cosmina și Cosmin, eu o să vă arăt un obiect, după care, după ce vă arăt obiectul, voi vă dați cu părerea, îmi spuneți ce credeți voi că ar fi. Eu vă spun trei variante, dintre care una este cea corectă. Bine. Și voi aveți dreptul să alegeți un răspuns corect. Hai. Să vă aduc obiectul. Adune, e obiect? Da, e un obiect. Hai să vedem ce, ce e asta, bo... Oule. A, nu îmi spune, un parfum. La răților doar să-l vadă, pentru că n-am două la fel, pentru că și voi puteți să-i ajutați sau să-i încurcați. Oh. Mm. Aoleu, nu-mi place fața lui, Costi. E clar că aici vin niște dinți. Hai, nu, okay. nu ne ziceți. Și că cineva profită de asprimea asta. Da, exact, exact. Da, acoperă că nu e bine. E bine, e bine că n-ați luat voi, nu? Da, 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 da. Baftă! Putem să desfacem, deci, da? Ce e asta? Ce e asta? Hai, mă, că n-avem ce să pățim. N-am. Acadele! Hai, mă, dar nu se vede că... Da, da, da. Ce e asta? Asta zice că la dentist când îți ia mulajul la... Da, exact. Asta voi, ce credeți că Costi și George? Scurt, așa, până la prima vedere. E un obiect pentru... Plăcere. Pentru plăcere. Pentru plăcerea cui? Asta habar n-am. Dar e pentru plăcere, sigur. Ce e asta? Un obiect pentru plăcere. Hai să-i dăm cu părerea, în primul rând. Un instrument de tortură.
Un instrument de tortură, zici tu. Eu mi se pare că poate să fie și eu o jucărie sexuală pentru ăștia care îi pe hard. Sunt trei variante. Ia. BDSM, da. Perie pentru blănița animalului de companie. Mamă, de cam tare da. Pentru... Dispozitiv pentru masaj anticelulitic. Nu. Sau ce, atenție, gutieră de protecție a gâtului pentru arbitrii de baseball. Vai, care-i treaba cu țepii? Se păi nu, mă, nu, dacă o bagi în gură, când... vine acolo. Da, și no, când gutie, vine, da. Vine adversarul, aha. Înțeapă, știi? Aha. Asta e! Și nu-ți vine, vine da. O bagi în cască, da. De-aia e și adâncă puțin. Nu pot. Eu cred că e perie, mă. Ai băgat-o în gură mai înainte? Da, și nu mai... Nu, vreau să spun că noi am găsit-o pe a***, dar n-am găsit noi. Nu contează. Și atât de la un arbitru. E ok. Alegeți un răspuns. Care credeți că e? Au, frate. Au. 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 Au? Da. Suntem de acord aici? Da, 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 da. Adică voi credeți că e posibil să perii Mamă. Pisica cu asta? Încercăm! Bun, păi să încercăm. Gina, adu-i pisica luna tanticu, te rog. Bagă la tanticu aia în gură. Bagă mai aia în gură, că ai băgat-o și mai cum, înainte. Și cum ținem? Nu și ne... cum o bag în gură eu? În Ia. Gură? Da. Doamne, cât de frumoasă ești! Pro. Hai! Yeah. Aia e! Mititica! Ce frumos! Asta e? Asta e, răspunsul yeah. corect despre asta. Bravo, Miti! Miti! Ia ta? Ia, poate să rămână cu noi? Nu. Nu că după aia ne încurcă. Da. Și așa suntem doi și nu știm care e răspuns. Și așa. Ați ghicit, aveți 1000 de lei deja. Da, voi, ce jucați? Noi ce jucăm? Din asta. Plec. Maternitate, Darwin și plec, ța-ța-ța. Hai să nu surpriză. Hai, surpriză. Surpriză. Domeniul surpriză, îl jucăm acum. Da. În orașul St. Andrew din Scoția, în secolul al XVIII-lea, exista un club despre care se spunea că avea ca membrii doar amante ale regilor Angliei, foste călugărițe. Avea ca simbol o perucă făcută din părul pubian al amantelor regelui Charles al II-lea. Sau ce, obiceiul de a organiza parade în care membrii defilau în corsetele propriilor amante. Bă, câtă băutură era acolo. Era un club despre care era spunea că avea. A fost odată. Doar amante. Doar amante. Foste membrii doar amante ale regilor Angliei, foste călugărițe. Da, sau avea ca simbol o perucă făcută din... Din păr pubian al amantelor regelui Charles al II-lea. Ăsta era cum ar veni mascota. Înțelegi? Da, bă, da. Se pot toate trei. Și A, B și C. Este... De urgan, parade, așa, defilau în cursetele propriilor amante. De... Băi, se poate la peție, dressing la... de vreme, uite, da, acolo știi? S-a născut. Băi, cred că e ce omul. Fun da, night! Mă. Hai, mă, hai, frate, hai crazy, să facem, frate, crazy. Hai să fim nebuni, știi? Da, da, îi dăm azi, hai, dăm azi. Corsetele, adu corsetele. Încăput. Din când în când, știi cum e, mai bei una, băi, adu-mă corsetul ăla, știi? Da, mă, și ce, e frumos. Te-ai un pic așa, pac, uite ce bine-ți vine. Cum s-ar întâmpla cu sutienul de astăzi. Da, da. Băi, George, ne-am îmbătat de ajuns, da. Hai, mă, spun puțin sutienul ăla nevastră pe tine. Glumă, mă, glumă, nu e, glumă, nu mă, aiurea. Glumă. Și după aia scobor la non-stop, că nu mai ai țigări cu sutienul ăla. Ce mă cu ea? Cioac. Eu îi cred în stare de varianta B. Cu B-ul, te duci cu B-ul ăla. Da. Și cum era? Veneau doamnele, amantele, terminau ce aveai de făcut și da, unde pleci? La forfecut. Te-a vinut cu aici? Stai mă, că am o idee. Stai mă, nebună, că am o idee. Da, da, da. Da. Foarte multe peruci roșcate în zona aia. Și dădeau peruca de la unii la alții. Da, ce crezi ești? Dar parcă nu erai că... Noi te-l făceam cu placa, băi, nu? E așa, scoțieni. Da. Nu poartă fuste? Poartă, bravo, da. Bă! Păi și nu venea frumos. Nu poartă, ești corset. Corset, corset, corset. Blană, direct. Lasă fie. Băi, vizual e bine. Mergem e bine ce se întâmplă. Mergem pe kilt, gata. Pe stil, pe fashion, pe trend. Răspunsul este... În secolul al XVIII-lea, în Franța, dar și în Anglia, au existat cele mai exotice cluburi. Cămășile scorțoase, Alianța celor tăcuți, Consiliul năclăiților. Exista și Clubul dueliștilor, care se tot rărea. Clubul politicoșilor sau Clubul adamilor. În aceeași perioadă, în Scoția, a existat The Wee Club, care avea ca simbol o perucă făcută din părul pubian al amantelor regelui Charles al II-lea. Domnii purtau peruca pe rând, iar atunci când mai era nevoie, tot ei o completau cu ce mai aduceau de acasă. Pum. V-am zis că o purtau pe rând, că o dădeau de la unii la alții? Da. Ai zis, da. Nu putem să luăm noi punctul acesta? Nu mai, acum e târziu, dar mai aveți Darwin și plec maternitate, ța-ța-ța sau voie și nevoie?
Cosmin ce? Hai să vă vedem pe zona de căprițe. Potrivit cercetătorilor italieni, caprele de munte sunt mari iubitoare de bere blondă, colecționează broașe de trestie pe care le ling, își fac rezerve de ciuperci halucinogene pe care le protejează agresiv. Wow! Avem așa, cercetători din Italia, capre de munte. Au descoperit că sunt mari iubitoare de bere blondă. La o nuntă de capre, indiferent cât vin, gin, prosecco s-ar bea, tot berea, berea e preferata. Sunt fierte. Fierte pe bere. Pe bere, da. Și atenție, blondă. Dacă veneai cu dark. Sunt fierte pe bere rece. Da. Poate fi, eu știu ce bețive pe care o beau din beverițe. Adică, Exact. Capra sus pe stâncă, berea blondă în valea adâncă. Se vede. Bravo. Se vede. Aia brună nu se vede. Hai să vedem dacă ele sunt colecționari. Deci colecționează broaște de trestie pe care le ling. Acum ce treabă are trestia cu... Da, bine, și asta. Hai să-ți arăt colecția mea de broaște. Te-a pus să mi le lingi pe acolo, că sale mele. Sale mele, doar eu ling. Tu lasă-mă, te rog, o dată să dau. Clar nu se aplică la oameni, pentru că nu cred că avem niciun frun obiect acasă pe care să-l colecționăm, doar să-l lingem. Da, și plus de asta, eu nu colecționez. Cosmina? Nu. Dar, ce nenorocit ești, mă. Dar, am întrebat, există persoane și persoane. Poate că e detaliu aici. Capra de munte, dacă ar fi beu, se duce ea prin trestia unde crește? Nu se duce, mă. Face comandă. Da, bravo, mă. Păi și vine direct comandă. Azi 2020, mai stă ea să... Nu, îi vin și ce alege. Da, mă, nu. Colecționează broașe de trestie. Asta, trestia, muntele, colecționează... Și plus că e o imagine frumoasă asta, capra și colecție ei de broaște, lângă. De broaște. E cumva. Își fac rezerve de ciuperci halucinogene pe care le protejează agresiv. Adică le adună. Le adună, da, cu copitele lor. Îți alegi copacul. Și unde le de munte, sapă în munte, le bag acolo. Sapă în munte. A făcut și semn cum se sapă în munte. Da, sapă în munte. Uite, a dat sapi în munte. Pentru cei care nu știți, ești pe munte, vrei să sapi. Uite așa. Da, pe dai căpriță, mă, cum vrei să... Da, mă, da. Sapă în munte, după care, iarna, știi, când nu mai sunt... Sunt agresive. Ia o gură ciupercă, de ciupercă și poate să vezi capre zburătoare. Sau poate ele ori știi că sunt halucinogene? Păi normal, că de-aia le protejează agresiv. De acolo cântă, ce ciulama, ce ciulama. Da, sunt agresive dacă, știi, dacă trebuie să au nevoie. Mai o ciupercă din aia, oai de capă, vezi și mie, zi, frate, mai aici. Mai, bă, poate că mai am, poate că nu mai am, dar le dau scump, frate. Adică, da. Și se gândește, băi, și de aici am urcat cât am putut, pot să mă duc și mai sus. Da, exact. Și aici traficul cu ciuperci, tată. Dar suntem la pe bune, mai știi că fac ele colecție de broscuțe sau... Ce vă pare că ar fi varianta corectă? Care? Hai să luăm. Au, să vedem. Au, da. Ce m-aș duce pe ciupercuțele astea, da? Iau, au. Ați luat aur și răspunsul corect la ța-ța-ța, este. Să vezi dacă nu era cu ciupercuțe. Animalelor nu le sunt străine plantele psihedelice. Pisicile au o relație pasională cu iarba mâței, dar și cu valeriana. Lemurienii, lingmiria post-stresați, care elimină o toxină halucinogenă. Până și maestoasele capre de munte au bucurii legale. În volumul Animalele și stupefiantele, lumea naturală și instinctul de a altera conștiința, cercetătorul italian Giorgio Samorini povestește cum a fost atacat de un grup de capre alpine care își protejau stocul de ciuperci halucinogen. Deci fii atent, Costi, ăsta a scris... Ăsta a scris... Animalele și stupefiantele, lumea naturală și instinctul de a altera conștiința. Da, bă, frumos! Interesant. Ce vorbești, bă! Bravo, lor. Până la urmă și caprele sunt oameni. Da, mă, și-am ce jucați? Rămânem în natură cu Darwin și plec? Da, cum să nu? Darwin și plec, jucăm. O cercetătoare de origine germană a descoperit că gorilele A. sunt foarte politicoase cu noi vecini și își oferă ajutor necondiționat. B. Compun cântece vesele pe care le fredonează în timp ce mănâncă. Sau C. Presim că vor muri și adună frunze și vreascuri pentru locul de veci. Băi, dar nu știu, măi, frate. Ce? A venit greșit întrebarea, nu? Doamne, ferește. Ce întrebare grea. Că ia, uite, avem vecini nou. Hai să vedem cu plăcintă ceva. Păi, sunt vecinii noștri. Hai să facem un gard întâi. Se cade. Da. Deși știu că... Vecine, îți fac gard?
Nu știu dacă astea sunt teritoriale așa, dacă au parcau chestiile. Nu, parcă se tată. Imediat încep să pufă. Compun cântece vesele pe care le fredonează în timp ce mănâncă. Și asta e bună. Așa mănâncă gorila, am și văzut-o. Da, pe asta zic, n-am nicio, băi, fii atent că am unul nou. La, 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 băi, ce bine e asta, hai să mâncăm acum. Uuu, a căzut să-l ținem într-un picior. Foarte pe veselie, da, nu știu, băi, sunt tremente astea. Presim că vor muri, bă. Asta e logic, așa, băi. Asta mă cumva rău. Are sens. A, bă, discuția asta între două gorile și unul zice, ce faci? Bă, mă simt rău așa. Aolo. Mă înțeapă toată la mine. Mă duc să adun niște crânci. Bă, du-te, bă, du-te și adun niște crânci și frunze. Dar e nasol dacă vine o altă gorilă la alta, că auzi că e răcită și aduce niște vreascuri. A, bă, că e doar o răceală, mă. Își pun înainte să moară, ca în Oltenia, știi? Da, fac totul cu pături, cu alea, cu... E normal, tata, să fie pregătit. De 7 luni mi-am făcut de 7 ani. Ce ai băgat acolo? Mi-am pus, te-am adunat niște vreascuri, niște alea. Vrei să faci focul? Nu, nebunule, dar... Mă înțeapă toată ăla, n-are. Și mămica a murit-o de înțepături la... Oi. E funny ce ăsta, mă, nu știu. Be? Cel mai... E cel mai acolo. Cu beu. Beu? Mi se pare cel mai cântece funny. Cântece vesele? Da. Mi se pare cel băi, mai funny. Băi, atunci să luăm cântece vesele, mă. A? Da, pe bune, că nu mai știu ce să mai aleg. Nu mai știu ce vesele. Nu mai știi? Nu mai știu, mă, t-a făcut praf emisiunea. Păi, care ar fi business-ul care nu moare din toate astea? E ceu. Mergem pe ultimul drum, pe ce? Păi nu, aici, acum te-ai întors, mă omori tu. Mă omori. De fapt, tu l-o omori, că el era bine mă până acum. Mă omori, îmi spui, da. Beu, vin cu tine în B și suntem amândoi, ne ținem de mână, zicem, da, Beu, și mă zic, nu vrei să vrei liceu? Da, da, da. Stai puțin, că eram, l-am... N-ai văzut numai, așa nu cântece. Ceva. Gata. Încă cântece? Nu știu treaba asta și poate au cântece, poate cântă, știi, ele. Asta, vreascurile, nu știu, nu prea. Azi doua Beuri și varianta corectă la Darwin și hai, te rog eu frumos, Bobo. Eva Maria Löf este cercetătoarea care a vrut să demonstreze lumii întregi că gorilele, chiar dacă nu pun mare pres pe vecini și nici n-au capacitatea de a presimți ultima suflare, în timpul mesei au un obicei haios. Compun cântece vesele și își îmbogățesc repertoriul cu fiecare snop de banane primit. Mai exact, au identificat două tipuri de sunete. Unul ca mmmul de plăcere, adică pe care îl fac oamenii la masă, și al doilea, cântecele improvizate. Cu cât le place mai mult mâncarea, cu atât cântă mai tare. Ce tare! Incredibil! Bravo, gorile! Bravo! Egalitate perfectă! Cosmina, ce-ți surâde din ultimele două domenii? Te las pe tine. Voie și nevoie. Ai fugit de maternitatea. Voie și nevoie. Da. Atenție la întrebare. Atenție. Să vedem ce o să iasă. Pentru a-i descuraja pe indieni să se ușureze în public, da. UNICEF a creat Rupipi, o cabină de toaletă care te plătește de fiecare dată când o folosești. Au creat mascota Mr. Poo, o grămăjoară de fecale care cântă și dansează pe muzică techno. Da. Sau ce? Un serial TV numit Urine Trouble despre supereroi care lucrează în salubritate. Băi, băi, adevărul că e pe filme. Dar e așa. Urine Trouble. Toate sunt bune. E mișto că te duce cu gândul la rupie. Da, e bine. Și vezi pe tot acolo cum beau apă, unde te duce. Coada acolo, știi? Asta te poate stimula, știi? Zici, bă, mă duc și iau și niște bănuți. Poate să fie un statement. Adică mergi pe stradă pentru că-s permis, frate. Nu mă duc nu în mă alea. Duc, da. Unde vrea sufletul meu. Pentru că sunt șeful la bani. Da. Sunt șeful la bani. Dar și al doilea, să duci la copii acasă ceva. Ia uite ce ți-am adus. Da. Beton. Și vezi, are ochi. Păi bun, și cum are moți. Păi și acest mister cum îi motivează pe indien să nu mai facă. A, uite un răhățel care dansează. Cu muzică bună. Hai să mergem la toalete, fraților. Da, hai să o facem în seara. Eu nu mai fac de acum pe stradă, pentru că ia uite-l pe Mister. Da. Dar un serial TV numit Urine Trouble. Ce să mai? Și filmat în stilul ăla, da, lor, când... Și e tot. O să mă duc la toaletă. Dansează tot acolo, super. Da, chestia când durează 10 secunde mă duc la toaletă. Da, și se duce la toaletă. Da, sau... Unde se duce? La toaletă. Și începe. Toaletă. Da, știi? Da, și se strâng în spate. Se strâng așa, sunt cu probleme și când vor îți scoate în momentul ăla, se spică cerul. Da. Se ridică. Se ridică și vine sub. L-ați chemat pe Urine Trouble.
Da, da, da. Sunt aici pentru voi. Faceți pe mine. Și scoate niște recipiente, niște rățoaie de alea ca la spital. Băgați aici, fraților. Și la final dă și un cel de la... Mai repede. Adică eu mai repede văd asta. Adică decât să... Deci UNICEF a creat. UNICEF, da. UNICEF n-a băgat banii în, ceva, în toalete, când trage apa în loc să curgă apă. A făcut un serial. A făcut un serial. Băi, ăștia sunt filme. You're in trouble. Sau a creat o mascotă dramă, care dansează pe cu niște preoți. Nu cred. Nu cred, mă. Au luat un scenariu urcare, ce mai da, nu cred, niște preoți. Merg să vadă Vesuviu, nu așa, și... Nu mai au nu m-a ascultat ce vorbeam aici cu Petre. Supereroi. Poate au vrut să fie ceva foarte șocant. Așa zic și eu, poate că n-au vrut să situații revoluționeze. Și această grămăjoară care dansează pe muzică techno. Cu ce mă face pe mine să nu mai fac pe stradă această jucărie? Păi că primești ceva dacă mai ții în tine. Bine, mă, hai, lasă, luat serialul TV, ce ți mai... Hai, că serioasă. Dar cea mai când de fapt răspunsul corect era... Era... Alo, alo. Mister Puc. Anii trecuți, făceam cunoștință cu detectivul Fund, din animațiile japoneze pentru copii. Anul acesta o cunoaștem pe ruda sa din India. 620 de milioane de indieni defechează în spații publice. Pentru a descuraja fenomenul, organizația UNICEF a creat campania Poo2Loo, în traducere Treaba Mare la canalizare. În videoclipul de prezentare, eroul negativ, Mr. Poo, alargă după trecători, cântând sinistru pe muzică techno. Pe bune! Ți-am zis că acest Mr. Poo, a fost șocat în toată lumea. Care a creat șoc în întreaga lume există. Cu alergă Mr. Poo. Mr. Genul Poo. De întrebare la care nu-ți pare rău că n-ai ghicit răspunsul corect. Da, bă, da. Bine că e la ea acolo. Da, e problema mare. Aia vorbești mare cu ei. Era și ce mai rocost? Ce să fac, mă, nebunule? Am fost și plecat. Da, da, da. Da, auzi, ai văzut cum stăteau acolo n-au problemă, în da. Video? Cum Doamne, ferește. Hai, hai să vedem. Hai, hai. Maternitate mai aveți de jucat. Domeniul din care vine întrebarea da finală este stăpânul inelelor. Habar n-am. Nici eu. Costi, ați pariat? Da. Zi repede. 3, pare previzibil asta ce. 1. Poate pierdem tot. Aveți, vă dau și asta să mă păriați pisica. Da, da, da. Ca și cum asta te scapă de bătaia după emisiune. Vrei să schimbi? Acum. Nu, mai gata. Hai zi, care e? Se poate schimba dacă vreți. Se mai poate schimba. Vreți să schimbați? George, stai pierdut. Și răspunsul corect este... Este... Mordor. Mordor. Este. Reprezintă clar Mordedor. Maternitate mai aveți de jucat. Tot ce trebuie să facă un pui de dihor pentru a fi înfiat de o curcă este să învețe să piuie, să-i dea impresia că e bolnav și neajutorat, sau să doarmă 3 nopți lângă adăpostul curcilor. Băi, foarte simplu. Nu știu, mă, nu știu, tu știi câte curci am văzut, astea, mă, știi câte curci am văzut care de fapt aveau 3 pui de curcă și 4 dihori. Da, da, da. Și erau piu, piu. Mie, mie mi se pare beu bun. Curcă e aici. Impresia că e bolnav și neajutorat. Da. Și el e așa de gard sprijinit. Curcă, am luat-o. E nasol. Astăzi, da. Băi, curcă. E nasol rău. Și curcă zice, ce e cu tine? Venisem să vă mănânc, da, dar... dar venisem să-ți mănânc copiii, dar... dar ce fac, cred că am o enterocolită, o... Da, 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 hai, vino repede cu mine, că am, să am eu grijă de tine. Nu, e aici. Dar intră, dragă, în casă, că poate și curentul dintre uluci. Da. Știi că acolo... Da, haide, băi, dar nu, totuși, uitați-vă că e un pui de dihor. A venit chiar tata lui dihor. Un om mic, da. Pui de dihor și învață să piuie. Dar curca piuie? Cum să nu? Mai piuie, cum? Da, curca mai piuie. Îți dai seama că... Ați face curcan. Ați din scorbură, de măsa. Nu, mă. Pe, cu asta, îi spune asta. Măsa a plecat în Italia la muncă. Bă, bă. Și-l dă afară. Nu, mă, nu. Măsa a plecat la muncă în Italia și a rămas fai staua lui. Și, a zis, și de unde a prins asta cu piuitul? Mă, cum fac eu, mă, să intru în familia asta de curci? A studiat, mă. Mic, dar s-a uitat vreo 3 zile printre gare. Tu știi ce șmechere de formă. Și a zis, bă, ăștia nu vorbesc ca noi, dihori. Da, da, da. Ăștia piuie. Ia să încerc. A venit a doua zi, cu un caietel, cu un pixulet. Și a notat expresiile, piu, vreau piu, pâine, vreau apă, piu, eu cred, caca, eu cred că a făcut som, altceva. Și a intrat între ele, cu blănița aia, cu coadă, cu nu știu, a făcut de pipi. Băi, un dihor între... A, nu e dihor, mă, că uite, piuie. Vorbește ca noi. Da. Și măsa proasta e, e fratele vostru. Da. De aici. Da, mi-a plăcut vocea ei. Da. E fratele vostru. Da. Era păcat, frate. Da, mă, și de aici. Ceu. Ce facem? Asta e, mă.
Să doarmă trei nopți lângă adăpostul curcilor. Da, păi se simt prost ele la un moment dat și zic, bă, dar stă ăsta de trei zile aici. Dar bagă-vă, frate, înăuntru, că m-am terminat. Da. Cum ies, vreau să beau și eu ceva, să... A, îl văd pe ăsta că doarme aici lângă. Eu cred că îl vede din prima și dacă rezistă trei zile, le iau la mine. Știi? Da. Acum, abia acum, e demn să fie curcă. Da. Adaptabilitate, zic. Deci aș opta pentru ce? Asta cu să doarmă? Ce zici? Da, gata, apasă-l. Varianta A. Răspunsul corect la maternitate este... Curcile sunt păsări iubitoare și protectoare. Ele își petrec majoritatea timpului îngrijind, încălzind, curățând și strângând sub ele următoarele generații de curcani. Dar există ceva neobișnuit în comportamentul lor matern. Ele se declanșează de un singur lucru, sunetul scos de pui. Mai exact, de piuitul lor neajutorat. Iar naturaliștii spun că uneori se întâmplă ca, înduioșate de sunetele scoase de câte un pui de dihor părăsit, să-l ia sub aripă alături de propriile progenituri. Deci mi-e foarte clar că oamenii ăștia ne-au pus greșit. Voi aveți 1000 de lei, voi 1000 de lei. Acum e moment. Trebuie să pariați o sumă ce din să ei. Mă, domeniul din care vine întrebarea finală este stăpânul inelelor. Ah, sunt boss pe asta. Habar n-am. Nici eu. Costi a spariat? Da. Nu, Natandicu a spariat? Imediat. Câte 1000 de lei de fiecare, a săcut pariul. Atenție, din momentul ăsta, eu citesc întrebarea, voi aveți fix 20 de secunde să răspundeți. Ok. Mordor. Mordor, da. Este da. Cel mai adânc punct din Marea Neagră, 2235 de metri. B, numele pe chinezului lui Marilyn Manson. Sau C, o regiune aflată la polul nord al satelitului lui Pluto, Charon. Ah. Cine? Numele pe chinezului lui Marilyn Manson? Sau regiunea aflată la... 10 secunde! Aflată la polul, la satelitul lui Pluto, Charon. Tu asta vrei? Da, așa, sigur? Așa. Eu aș primești pe ăsta. Zi repede! 3, pare previzibil, 2, asta, ce? 1! Ați poate răspuns! Poate pierdem tot! Ia! Ia! Ce atâta bucurie! Costi și George, presupun că ați pariat totul sau nimic? Da! Cum se întâmplă de obicei. Natandicu, cred că am mai oprit 3 lei. Avem 43 de susținători. Ați oprit câte un leu pentru fiecare. Dacă o fi să fie. Ca și cum asta te scapă de bătaia după emisiune. Nu, dar le dau și asta de... Iertați. Aveți, vă dau le și dai. Asta să mă vă păriați pisica. Da. Le lăsăm cadou. Hai să vedem. Costi și George, ați ales ca variantă de răspuns că Mordor este... A, și numele eu pe chinezului lui Marilyn Manson. Și eu m-aș fi dus acolo. Iar Cosmina și Cosmin au ales varianta C. O regiune aflată la polul nord al satelitului lui Pluto, adică Charon. Da. Răspunsul corect este de fapt că Mordor reprezintă. Deși m-aș fi dus pe B-ul ăla dement, că Marilyn Manson e în zona asta. Și răspunsul corect este că Mordor reprezintă clar Mordedor. Ce? O regiune aflată la polul nord al satelitului Pluto. Ți-am zis. Dar eu am tot meritul, că am încredere în tine totală. Ți-am zis. Eu de geograf acasă. Dragi, nu mai zic. 45,5 lei, voi ați câștigat. Cosmina. Yes. Voi ați câștigat experiență, distracție. Da. Hai că am nimerit la de obicei. Să zic bravo. Bravo, ați câștigat atâta mare oameni. Ce să mai spui. Mulțumim, Cosmina Apăsării. Mulțumim, George Vintile. Dacă preferi să bei cafea neagră, mai amară și fără lapte, ai o probabilitate mai mare să fii psihopat. Da. Bet. La ce e asta, e pe pipăite, fiți atenți. A, ce tare e asta cu ce e asta. Sare extrasă din nările unui pește corean sau este ce? Sare produsă din lacrimi umane. Deci, practic, acum mă scuzați că zic, dar sunt mucii acestui pește. Băi, Costi, mucii peștelui. Sare din lacrimi umane și am gustat, am pus aici. Te consider mai degrabă un om care n-are noroc în dragoste. Beau și cafea amară pentru că viața e grea. Când te ustură ochii la piscină, nu e din cauza clorului. Dar n-ai auzit niciodată vorba asta. O să râzi, nu e de la clor. Eu le sunt așa, mamă.